Cu această ocazie, noi suntem parteneri în acest proiect, promovăm și, dacă vreți, județul Buzău prin mass media și, în special, printr-un post de televiziune ProTV, vor fi anumite evenimente, se vor va explica cătălin, se vor face filmări, se vor promova anumite locuri mirifice din județul Buzău, mă refer aici la vulcanii Noroioși și vor fi multe spoturi, vor fi și multe transmisii la ProTV, la orele de maximă audiență se vor da aceste spoturi, nu mai spun că evenimentul gala va fi transmis direct de către canalul de televiziune ProTV care se ocupă cu sportul și în derulare ProTV, dar lucrul cel mai important, o să avem un parteneriat și cu Inspectoratul Școlar de Învățământ, unde se vor face deplasări la licee din municipiul și din județul Buzău. Se va sta de vorbă cu, eu știu, copiii de acolo, ca să poată să realizeze că și prin sport și prin educație poți să ajungi acolo unde trebuie. Acum, după ce o să vă vorbească Cătălin, o să fiu puțin mai aplecat în eveniment. Am fost puțin mai, eu știu, mai puțin explicit, pentru că vreau într-adevăr ca promotorul acestui acțiuni, și îți mulțumesc, Cătălin, pentru că ai venit cu această inițiativă. Noi, să știi, că cu mare drag Consiliul Județean am dat mâna cu voi. De ce? Pentru că așa mi se pare corect, ca să promovăm tot ce este valoare, tot ce este, dacă vreți, exemplu de bună practică pentru societate. Cătălin, te rog. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru prezentare. Eu vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia să venim în Buzău să organizăm un astfel de eveniment. Pentru mine Buzău are o însemnătate destul de mare. Acum câțiva ani m-am luptat în Buzău și am avut și o victorie și mereu mi-amintesc cu plăcere de primirea pe care am avut-o. Avem a 15-a ediție Dan Mai Fighting Show. A 15-a ediție, avem 4 ediții pe an. Am organizat aceste evenimente în toate marile orașele României și a venit și rândul Buzăului. Buzău este o zonă de intersecție și poziționarea acestui oraș ajută foarte mult să aducem spectatori din toată România și pentru orașul Buzău, ca și interacțiune turistică și pentru economia locală. Bine, nu pot să spun că se schimbă mare lucru, dar contează foarte mult faptul că oamenii vin în Buzău, văd orașul, se cazează la hoteluri și toată această interacțiune duce la un lucru pozitiv. Ceea ce vom face la acest eveniment va fi ceva extraordinar, va fi o gală profesionistă de kickboxing, deci nu va fi gală de amatori, va fi transmisă în direct pe Pro Arena și în delay pe Pro TV. Vom avea cap de afiș pe legendarul campion Freddy Chemaio, da, cred că toată lumea știe pe Freddy Chemaio, va veni în Buzău, va veni chiar cu o lună de zile înainte, pentru că vom filma un spot publicitar de promovare a județului Buzău și atunci îi vom arăta orașul și va face poze cu toți fanii din Buzău. El se va lupta cu românul Sebastian Cosmâncă, este din învinze în 2017, va fi un meci foarte mare. De asemenea, main event, co-main event, îl vom avea pe triplu campion mondial Bogdan Stoica, cred că toți ați auzit de el, și va fi anunțat adversarul, la săptămânii vom afla și adversarul. De altfel, îl vom avea pe Florin Lambagiu, Rambo, denumit Rambo, se va lupta cu turcul Burak Ünal. Un turc foarte puternic și va fi o luptă între turci și moldoveni. Mereu facem o reedităm, da, exact, ne întoarcem în istorie.
Ca că vor fi 8 confruntări internaționale. Ne vin luptători din toată Europa. Cei mai buni luptători vin din Franța, din Olanda, din Belgia, din Turcia. Va fi un eveniment internațional, vom avea expunere pe lângă expunerea națională și vom avea evenimentul va fi transmis pe NBC Sports în America. De asemenea, avem o platformă cu o televiziune din Polonia. Deci clar că acest eveniment va depăși granițele țării noastre și vom încerca să-l ducem la un nivel foarte, foarte mare. De asemenea, după fiecare eveniment avem o interacțiune pe YouTube de aproape 1 milion de vizualizări și aproape pe social media un impact de 5 milioane. Deci gândiți-vă că lăsăm media, avem social media care la ora actuală este într-o ascensiune foarte mare și noi mereu trebuie să punctăm foarte mult la acest capitol. De asemenea, ne-am gândit și la eroi locali. În Fight Card veți avea un buzoian care se va lupta cu veteranul Dynamite Fighting Show, Mădălin Mogoș, un băiat foarte talentat de la Fight Stoica, pe luptătorul Andreescu Andrei. Acest băiat a câștigat acum o lună de zile, a câștigat Cupa Telur. Este campion la categoria 81. Această cupă este organizată tot de promoție de Dynamite Fighting Show, pentru că noi investim în tineri, în copii. Datoria mea ca promotor este să găsesc noi eroi care să reprezinte România și dăm o această